Un film animat de circa 10 minute va fi recomandat spre difuzare în școlile din România ca material didactic auxiliar pentru diverse discipline cu scopul combaterii abandonului educațional. Pelicula a fost realizată de Centrul Romilor Amare Romența în parteneriat cu UNICEF în cadrul campaniei Hai la școală. Citez, credem că acest mijloc audio-video este eficient pentru profesori, copii, părinți de a ne face mai toleranți. Vom dori să îl traducem și în engleză pentru a fi distribuit și în alte țări și să fie material auxiliar pentru profesori. Credem că această rană poate fi vindecată de noi toți împreună. Am încheiat citatul, a spus Delia Grigore, președintele Centrului Romilor a Mare Romența. Între noi, copiii, este primul desen animat din Europa în limbile română și romanii cu un subiect referitor la combaterea discriminării, interculturalitate și la stima de sine etnică a romilor. Citez, filmul va contribui să ne trezească la realitate, măcar să acceptăm că lumea este diferită și să găsim un culoar de comunicare și acceptare, am încheiat citatul, adăugat Gheorghe Sarău, consilier al Ministrului Educației, Direcția de Învățământ în Limbile Minorităților. La rândul său, Sandy Blanket, reprezentant UNICEF în România, a arătat că acest film bilingv Promovează o abordare nouă la nivelul școlii, familiei și comunității care să asigure participarea școlară a tuturor copiilor. Filmul de animație va fi însoțit de un ghid de discuții și va servi la formarea continuă a cadrelor didactice care îl vor putea utiliza apoi la clasă. Pentru a ajunge în toate școlile din România, filmul va fi promovat și distribuit prin intermediul claselor corpului didactic și inspectoratelor școlare.